Dragi prieteni, iată în direct astăzi cu imagini de la Istanbul, un atentat terorist în curs, probabil. Deocamdată nu sunt informații extrem de clare. 10 persoane ar fi murit la aeroportul internațional Atatürk din Istanbul, aflată în zona europeană a capitalei economice a Turciei, cel mai mare aeroport din zona răsăriteană a Europei. 40 de răniți ar fi în momentul de față. Ministerul turc al justiției confirmă 10 decese. E vorba de, a priori, de 2 persoane care s-ar fi aruncat în aer în zona terminalului de plecări internaționale, înainte de a face check-in-ul. Nu se știe deocamdată dacă erau curzi sau nu. Atentatul, sigur, reamintește de ceea ce s-a întâmplat la Bruxelles, nu de mult, când tot așa 3 persoane au fost suspectate că ar fi aruncat în aer atunci 2 dispozitive explozibile, 10 morți deocamdată, vreo 40 de răniți, taxiurile din zona au ajutat la transportul acestora și de asemenea ambulanțele într-o zonă frecventată, pentru că, sigur, suntem la începutul sezonului turistic în Turcia, odată cu începutul perioadei de vacanțe și, sigur, și averii. Turcia, care era deja foarte afectată de absența turiștilor ruși, într-o oarecare măsură și a celor ucrainieni și moldoveni, turismul a scăzut extraordinar, de altfel vedem și pe fluxurile de știri și pe site-urile online oferte disperate, all inclusive din localitățile de coastă ale Turciei, unde mai nou ei îți vor da bani ca să te duci să-și petreci concediu acolo. Sigur că Turcia stătea pe un butoi cu pulbere, nu este o surpriză ceea ce se întâmplă astăzi la Istanbul. Oricât de securizat ar fi un astfel de aeroport într-o țară ca Turcia, sigur că nu poți să fii în siguranță, mai ales că acolo se dau lupte pentru independența Kurdistanului, da, cu partidul PKK. De asemenea, în partea asta răsăriteană, adică răsăriteana Istanbulului, vreau să spun, tot felul de formațiuni dintre astea teroriste sau potențial teroriste au fost dezmembrate în ultima perioadă, spun, de partea europeană a Istanbulului. Suntem în actualitate, asta este viața noastră cotidiană de zi cu zi, oamenii n-ar trebui să intre în panică, nici cei care se află acum la Istanbul, pentru că nu mai poți astăzi să te duci nicăieri în lume fără să ai în spatele tău spectrul unei astfel de întâmplări. Nu mai suntem în siguranță nicăieri. Fiecare zi actualitatea, iată, ne doboară, ne prăpădește cu ceva. Poate totuși să fie un semnal ăsta pentru cei care au scăpat din acest atentat, că măcar va fi o vară mai liniștită la Istanbul, pentru că știți că acolo unde terorismul lovește odată, după aia îi mai trebuie un timp până să mai pleznească odată. Vezi cazul Parisului, vezi cazul Bruxellesului, ca să nu mai vorbim de vechile atentate deja, istorie de la Londra sau Madrid. Poate că pe undeva, sigur, să fie și aici un lucru de asimilat.